Bun găsit la o nouă întâlnire Parenting. Sunt Ovidiu și împreună cu Dora aș vrea să le urez bun venit invitatelor noastre de astăzi, Ramona Burdan și Dana Stoica. Mulțumim. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și aș vrea să deschid un pic subiectul zilei de astăzi, reacția părinților la limitele și la regulile pe care le impunem în educația oferită copiilor. Auzim tot mai mult și mai des să căutăm alternative la cuvântul nu. Ce părere aveți voi despre alternativele pe care le găsim în ziua de azi? Vă place cuvântul nu? Da. Nu. Legat de această reacție puternică la cuvântul nu, surprinzător este faptul că istoria omului începe cu un mare și costisitor să nu. Și culmea este că se va încheia cu un categoric nu. Și anume în Genesa 2, primilor oameni, Dumnezeu le zice să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, căci în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit. Iar finalul istoriei, oricine nu a fost găsit în cartea vieții mielului, a fost aruncat în iazul de foc. Oricine nu a fost găsit. Și istoria continuă cu multe alte nu-uri. Legile din cartea Exod, Decalogul, toate să nu. Și apoi Domnul Iisus și apostolii în discursurile lor regăsea aceste porunci cu să nu foarte des. Dacă însă ne uităm atent în ce context au fost rostite nu-urile, vom vedea că toate aceste nu-uri vizau de fapt sufletul și destinul omului. Așadar, miza era enormă și mă întreb eu, părintele pământesc, de ce nu aș lua acest model dacă cu adevărat miza mare pentru sufletul copilului meu este și preocuparea mea. Eu mi-am luat 3 modele în creșterea și educarea fetelor și în stabilirea unor reguli și limite. A fost modelul lui Dumnezeu ca tată desăvârșit, care străbate viacurile și care nu poate fi contrazis. Apoi a fost modelul părinților mei, pentru că și Proverbe 22 ne îndeamnă să luăm ceea ce părinții ne-au transmis nouă și să dăm mai departe copiilor noștri. Și vreau să spun că îi aud pe mulți din generația mea spunând că modelul părinților, într-o vreme în care avem acces la sesiuni de parenting, la seminarii de creșterea copiilor, modelul părinților noștri e unul desuet. Și aș zice că nu tot ce e vechi e și perimat. Da? Și dacă respectăm și porunca din Proverbe 22, vom avea îndrăzneala să transmitem tot ce noi am primit ca valori solide mai departe la copiii noștri. Chiar și pe acest nu, că mă gândesc că toți am fost crescuți cu să nu. Și apoi un alt model care s-a validat înaintea ochilor mei a fost al unei prietene foarte bune care se afla într-o altă etapă de creștere a copiilor și care își încheiase etapa în care eu mă aflam cu fetele mele foarte onorabil, așa încât constituia un exemplu pentru mine. Deci cele 3 modele, modelul lui Dumnezeu ca tată, modelul părinților și modelul prietenei. Și desigur că aveam urechile deschise și spre alții în jurul meu. Și așa cum zicea Ramona, dacă Dumnezeu își începe istoria să nu, care e tatăl desăvârșit și nu poate fi contrazis, de ce aș crede eu că trebuie să îndulcesc situația cu privire la un anumit aspect? De ce trebuie să o zugrăvesc altfel în mintea copilului? De ce trebuie să o minimizez până la urmă? Dacă miza e, așa cum zicea Ramona, destinul lui veșnic, integritatea lui fizică, când e vorba de integritatea lui fizică, tot sărim. Să nu te arzi, nu pune mâna pe plita fierbinte, să nu te arzi. De ce nu sărim la fel de prompt
și articulat, ci când e vorba de sufletul copiilor. Și să nu, da? Să nu ne fie teamă să folosim să nu. Și că tot veni vorba de versetul din Geneza, acolo zice Dumnezeu, puteți mânca din orice pom din grădină, deci începe cumva cu latura asta pozitivă, dar atrage atenția asupra pericolului real care e acolo în grădină. Așa că mi se pare foarte interesant că nu se ferește să îi distragă atenția de la pomul ăla potențial, foarte periculos de fapt, și cumva sublinează și aspectele pozitive. Uite, poți să faci tot ce dorești aici, dar să nu cumva să te atingi de asta. Și în momentul ăla, clar, în mintea omului se produce ce se produce. Da, cred că miza e una foarte mare și în Proverbe 23 noi găsim scris, îi scot sufletul din locuința morților. Wow, deci dacă îi scot sufletul din locuința morților, acolo nu e loc de gri, nu e loc de îndulcit situația. Și am mai observat tot așa o tendință în societatea pe care noi o trăim acum, la părinții din zilele noastre. Imaginea unui copil care este bun în el însuși, astfel că părintele își permite la anumite prostioare să râdă, da? Sau când l-a prins cu minciuna să zică, vai, ce creativ a fost copilul meu, da? Și sau n-a fost intenționată minciuna, ci de fapt este imaginația lui și de acolo izvorăște neadevărul spus. Copilul e bun, da? Noi ne imaginăm că el s-a născut bun, conținutul lui e bun și, da, prin urmare, lucrurile astea nu sunt periculoase dacă le sesizăm la copiii noștri. Și de asemenea, în Proverbe 22:15 avem scris, nebunia este lipită de inima copilului. Deci copilul nu e bun în esență, așa cum ne imaginăm noi. Nebunia e lipită de inima copilului. Cred că nu trebuie să ne fie teamă să folosim nu, să nu, atâta vreme cât echilibrăm cu dragostea noastră. Dacă e vorba doar de să nu și tonul vocii noastre sau atitudinea noastră sau ceea ce exprimăm e lipsit de dragoste, sigur, cred că va putea fi impactat copilul. Dar altfel, nu cred că trebuie să ne fie teamă că, vai, ce o să-l traumatizez, vai, cât o să-l îngrădesc. Da, cât o să-l îngrădesc, ce nefericit o să fie dacă îi stabilesc limite clare, reguli în viață. Nu va fi așa nici de cum. Și apoi, eu trăiesc în fața copilului meu, a copiilor mei, cu reguli și limite. Deci îi transmit faptul că se poate trăi așa. Nu îi cer lui ceea ce eu nu fac. Cum zicea și Dora, Dumnezeu a zis să nu, dar a oferit alternativa până la urmă. A fost acolo ceva ce să, o direcție până la urmă. Care vedeți voi că sunt rolul, care e rolul limitelor și a regulilor trasate clar? Care a fost experiența voastră legată de limite și cum ați reușit să le impuneți și să le trasați? Rostul regulilor și limitelor, personal, cred că este acela de a marca un perimetru în care este protejat ceea ce este valoros. Astfel că voi trasa limite și perimetru și reguli când vreau să protejez ceea ce cu adevărat este valoros. Și aici mi-aș permite un mic exercițiu. În calitate, vă pun întrebare, în calitate de părinte, oare aș numi următoarea acțiune ca fiind o trasare a limitelor? Și anume, copilul este învățat să salute, să spună te rog, să spună mulțumesc, să spună iartă-mă. Și culmea este că insistăm să ne învățăm copiii aceste reguli de conduită. Și dacă nu o face, de ce n-ai salutat? Ai uitat să spui te rog, ai uitat să spui mulțumesc. Numesc această acțiune ca fiind o încercare de trasare a unei limite. Ar trebui, pentru că tocmai am trasat
limită clară între un copil prost crescut și inadaptat și unul bine crescut și educat. Copilul este învățat să facă duș și să se spele pe dinți. Numesc această acțiune ca fiind o încercare de trasare a limitelor. Ar trebui, pentru că tocmai am trasat limite clare între un copil murdar, neîngrijit, cu dantură în pericol și unul pedant, curat, cu dantură. Reguli de igienă, deși exact. După aceea, insistăm ca pruncul nostru să învețe să scrie, să citească, să se dezvolte academic și numesc această acțiune ca fiind o încercare de trasare a limitelor. Păi ar trebui. De ce? Pentru că tocmai am trasat limite clare între un copil needucat și unul educat. Și atunci, în concluzie, toate aceste acțiuni ale părintelui sunt de fapt limite trasate cu scopul clar să protejeze ceea ce consideră că este valoros. Și nu considerăm că îi îngrădim când le cerem aceste lucruri. Da? Dar întrebarea este, de ce când vine vorba de caracter, de sufletul lui înaintea celui preanalt și de integritatea morală și spirituală, cădem în cursa și dăm conotații negative atunci în definirea limitelor, atunci când le zicem anumite lucruri. Și atunci personal cred că rostul regulilor și limitelor este să marcheze acel perimetru în care este protejat ceea ce este valoros și consider că este valoros sufletul copilului meu și destinul lui, caracterul, și încerc să-i trasez reguli, limite, și copilul meu va ști că acolo va găsi viață, dezvoltare, împlinire și mai presus de orice, pregătire pentru veșnicie, pregătirea lui pentru veșnicie. Și știți de ce? Pentru că din perspectiva celui preanalt, un părinte înțelept și responsabil va trăi cum a trăit el, Dumnezeu, înaintea ochilor poporului său. Se va zbate să marcheze acel perimetru, acele limite în care este protejat tot ce-i valoros și în care să se găsească toate acele ingrediente necesare compatibilității cu veșnicia. Da, și cred că limitele impuse de mici și regulile cu care îi obișnuim îi vor ajuta în viața de adult, pentru că îi ajută să se adapteze, să fie echilibrați emoțional, să nu se lovească de anxietate și mai departe chiar să obțină performanțe. Cu toții ne dorim ca părinți să aibă performanțe. Îmi amintesc că am citit asta, am auzit asta de fapt. Psihologii spun că performanța nu este dată atât de IQ, cât de autodisciplină. După ce i-am învățat pe copii care sunt regulile și le-am pus limite, copiii le învață de la noi, după care și le însușesc, le interiorizează, devin ale lor și ajung ei să-și pună propriile limite. De-abia când se autodisciplinează, cred că putem vorbi și de performanță. Exact, dacă în sport putem vorbi de impunerea anumitor reguli pentru obținerea performanței, cum ziceai și tu, regulile de bună purtare, regulile de bază, până la urmă de ce n-am aplicat asta și când vine vorba de sufletul nostru. Exact. Și apoi cred că în momentul în care ajunge un adult, sau nici nu trebuie să fie adult, trebuie numai să iasă din casa noastră, la grădiniță, la școală, la servici și apoi autoritatea supremă, Dumnezeu, el nu va învăța să se raporteze la autoritățile astea dacă nu a învățat în cadrul securizat al familiei și unde avea parte de dragostea noastră. Deci, cred că de acolo trebuie să înceapă și încă de mici. Și mulți părinți poate ne ferim să nu dezvoltăm frustrare în ei. Eu cred că e foarte benefică
Și iarăși zic de mici, pentru că nu vor ști să facă față frustrării când vor fi mari, dacă de mici au fost protejați de lucrul ăsta, de situații în care se experimenteze gustul frustrării. Da, și le aduce beneficii faptul că trebuie să facă în mod repetat un comportament care nu le face plăcere, poate chiar spălatul pe dinți, care pentru unii îi o adevărată tortură, sau spălatul pe cap, înțeleg că la mulți copii mici este traumatizant momentul dușului. Și pentru adulți. Și pentru adulți. Da, unii trăiesc cu trauma până mai spre final. Și atunci îi benefic cumva să se autodepășească în fiecare zi, de 3 ori pe zi să se spele pe dinți. Bănuiesc că ceva se întâmplă în în mintea lui și în frustrarea aia lui, crește toleranța. Ok, nu-mi place, dar știu că asta nu e negociabil, asta trebuie făcut. Mă gândesc cum primește un adult care a fost crescut fără refuzul când merge să ceară o mărire de salar. Care e alternativa? Nu va primi, va fi nefericit, anxios, da, depresiv, nu știu. Cred că e foarte bine să avem limitările astea puse foarte clar copiilor, și pentru că vom avea niște copii odihniți, de pildă, ora de somn, da? Nu e tot una să ai un copil irascibil, pentru că ți-ai permis să stai astăzi, să faci o excepție și să îi împingi ora lui de somn, da? Apoi, confort, siguranță și predictibilitate. Ei au nevoie de predictibilitate, să știe ce urmează să se întâmple, de ce reacționăm, cum reacționăm într-o anumită situație, da? Și să ne luăm prin surprindere cu ceea ce urmează să facem. Așa că activitățile astea repetitive sunt foarte benefice. Da? Și cred că nu trebuie să ne fie teamă că limitele și regulile noastre produc întărâtare în copii. Dumnezeu se identifică de multe ori ca tată și avem modelul lui suprem, aș putea zice, în relația părinte-copil. Care ar fi niște principii pe care le-ați învățat referitor la reguli, limite și impunerea lor? Ce mi se pare interesant, citind scripturile, este faptul că cel prea înalt nu s-a temut de posibilele învinovățiri sau răzvrătiri ale copiilor lui. Și de-a lungul istoriei, într-un mod direct, tranșant, fără menajamente, a stabilit limite, perimetre, prin porunci, cu să nu. Și aș citi un text foarte interesant, Exod 19 cu 12, momentul pregătirii poporului Israel după ieșirea din Egipt să încheie legământ cu Dumnezeu. Și Dumnezeu zice să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui, pentru că oricine se va atinge de munte va fi pedepsit cu moartea. Toate nuurile din gura lui Dumnezeu, după cum am mai spus, erau foarte precise și vizau sufletul și destinul, miza fiind enormă. Și am stat și m-am gândit dacă Dumnezeu nu și-a permis să fie nici superficial, nici delăsător, nici nepăsător, mă întreb de ce eu, părintele, nu aș lua același model dacă cu adevărat îmi pasă de destinul copilului meu și de destinul sufletului copilului meu. De ce mi-ar fi teamă de posibilele învinovățiri sau răzvrătiri ale lor? Câtă vreme trăiesc în aceleași limite pe care le trasez pentru ei, mă constrâng pe mine însămi ca să trăiesc la nivelul așteptărilor celui prea înalt. Și cred că tocmai aici intervine întărâtarea în copil, în momentul în care eu, părintele, îi trasez perimetre, dar eu, părintele, nu trăiesc la înălțimea acelor perimetre.
Și pentru mine nu se aplică ceea ce-i pretit copilului meu. Și atunci când viața mea nu are când cuvintele mele nu au acoperire în viața mea de zi cu zi, se produce întărâtare. Astfel că în timp ce mă frământam cu subiectul legat de limite, îmi stau și m-am gândit, ce câștigă Dumnezeu prin faptul că trasează limite? Ce câștigă Dumnezeu? Sau ce câștig eu, părintele, prin faptul că trasez limite? Dați-mi voie să vă spun, nimic. Eventual, întărâtarea copilului și răzvrătirea lui. Copilul e cel câștigat. Și atunci, câtă vreme, indiferent de atitudinea copilului cu credincioșie, eu ca părinte voi trasa acel perimetru al limitelor și al regulilor, voi fi protejat, voi fi ferit de posibilele reproșuri și vinovăție că am lăsat la latitudinea unui prunc să croiască destinul veșnic al adultului. Adică să croiască viața pe care o va trăi de acolo încolo ca adult, nu doar în acest plan terestru, ci și la nivel veșnic. Astfel că nu mi-aș permite, după ce am înțeles că Dumnezeu și-a luat oboseala ca să creioneze perimetre în care să ofere viață, asistență, protecție, eu de ce nu aș proceda la fel? Da, deci dacă ne uităm la Dumnezeu, El a fost foarte consecvent și îmi permit să spun că nu a făcut excepții, da? Atunci când a promis un lucru, s-a ținut de cuvânt. Modelul acesta cred că trebuie să îl adoptăm și noi. Și că tot am adus în discuție problema excepțiilor, se prea poate noi, în cadrul acesta terestru, să stabilim niște excepții într-o anumită situație cu copiii noștri. Cred că e benefic să nu fim întotdeauna foarte rigizi. Consecvenți, da, dar nu rigizi, mai ales dacă situația o permite. Dar de fiecare dată ce cred că trebuie să facem este să explicăm copilului de ce am făcut excepția respectivă și faptul că într-o situație similară data viitoare s-ar putea să nu mai aplic. Da? Dar eu îi spun, astăzi facem excepția asta, dar data viitoare nu e regulă, pentru că excepția trebuie să rămână excepție și să nu devină regulă. Prin asta nu spun că nu suntem consecvenți sau mai puțin consecvenți, ci doar că cred că e binevenit. Binevenită o astfel de, și o astfel de abordare. Și acum, dacă mă uit în Scriptură, poate că aș fi ispitită să zic, așa cum spunea Ramona, din Geneza până în Apocalipsa avem tot să nu, să nu. Și să-i punem în cârcă lui Dumnezeu că e prea sever, prea rigid cu noi. Nu așa spunem despre părinții care au prea multe să nu-uri la copii. Și cred că nu îl putem acuza tocmai datorită faptului că tot ce a venit cu să nu, a venit împletit cu multă dragoste. O dragoste pe care nu o putem cuantifica. Chiar dacă ne-am obosit să numărăm în Scriptură câte să nu-uri apar, ei, dragostea lui Dumnezeu nu poate fi cuantificată. Și asta tocmai pentru că aceste să nu-uri nu vizează să-l pedepsesc pe copil. Nu asta a urmărit Dumnezeu să ne pedepsească pe noi nici de cum, ci tocmai dragostea oferită, cred că, a avut ca scop răscumpărarea noastră. Câtă vreme există suflare de viață în noi, să avem șansa să ne schimbăm macazul, destinul. Și asta trebuie să facem și față de copii. Să nu ne fie teamă că le-am pus prea multe limite și îngrădiri, dacă, și vreau să subliniez asta, dacă am împletit cu dragostea și dacă au priceput copiii, ce se află în spatele acestor să nu-uri? Faptul că nu vrem să-l privăm de experiențe frumoase de viață și de trăit din belșug, ci vrem să ne asigurăm că bucuria vine în cadru sănătos, într-un cadru în care
bucuria lui până la urmă să fie deplină și să nu apară pericole. Da. Și cred că pe Dumnezeu l-a dorut fiecare faliment al copiilor săi, însă nu s-a dat înapoi și nu a slăbit. A făcut rabat, da, nu a făcut rabat. Tocmai pentru că pe lângă dragoste a oferit și mult har. Și a venit cu iertarea sa de fiecare dată. Și cred că asta trebuie să arătăm și copiilor. Nu punem limitele astea ca să sărim să-i pedepsim, să avem motive întemeiate să-i pedepsim. Pentru că sunt situații când stabilim niște reguli și limite, până și noi ne îngrădim. Da? Dacă eu am stabilit că la ora 8 copilul e în pat, automat trebuie să vin de la o întâlnire unde mă simt foarte bine și să respect regula respectivă, da? Să nu fac rabat de la ea. Deci și eu mă îngrădesc, nu? Ca părinte, nu, nu numai copilul. Și atunci nu trebuie să ne fie teamă să facem asta. N-am sesizat de-a lungul Scripturii vreun regret de-a lui Dumnezeu că a fost prea sever. Deci dacă îl putem acuza cu ghilimelele de rigoare, e că a fost prea îndelung răbdător, prea iubitor. Și aici cred că trebuie să ne facem noi probleme dacă nu suntem, nu dacă punem reguli prea multe copiilor noștri. Da, am văzut că întotdeauna relația a primat regulilor și a fost mai importantă relația decât regulile impuse. Și aș mai vrea să aduc la perspectiva Danei experiența pe care Dumnezeu însuși a avut-o în calitate de părinte desăvârșit cu poporul său. După ce a stabilit perimetru clar, după ce și-a răscumpărat poporul, l-a eliberat și cu credincioșie i-a pus masa, a purtat de grijă să nu-i se umple picioarele, să nu li se uzeze pantofii, le-a dat de mâncare, să-și audă la un moment dat tatăl desăvârșit cuvinte pentru că ne urăște, ne face toate lucrurile astea, pentru că nu-i în stare și nu-i demn de încredere, au fost acuzațiile pe care le-a primit Dumnezeu, tatăl desăvârșit, de la poporul care s-a bucurat de cea mai grozavă experiență de primă mână în relația cu Dumnezeu. Și atunci zici, dacă Dumnezeu poate fi învinovățit, atunci eu nu mai am nicio șansă. Dar dacă El n-a putut fi învinovățit, atunci sunt obligat să mă mișc pe problema inimii omului. Și atunci cele mai obraznice cuvinte adresate celui prea înalt au devenit, de fapt, cea mai onestă diagnosticare a problemei inimii omului, și anume nu suportă nuurile, nu suportă perimetrele, nu suportă regulile. Și personal cred că trebuie eu ca părinte să învăț să trăiesc nuurile și în același timp să-mi ajut copiii să plece din casa noastră învățând să respecte și să se bucure de perimetrele create și de nuurile care le vor face foarte mult bine. Și mai cred că, pentru că tot am pus accentul foarte mult pe noi ca părinți, până la urmă, lentila, da, trebuie să fie pe noi ca părinți, că de asta ne-a dat Dumnezeu copiii, ne-a dat o responsabilitate odată cu ei, dar pe de altă parte, dacă am făcut greșeli, și cu toții facem greșeli, nu suntem absolviți de ele, chiar dacă avem intenții foarte bune, dacă facem greșeli, cred că există nădejde. Există nădejde, nu trebuie să ajungem să ne panicăm, să zicem, vai ce-am făcut cu copilul meu, l-am nenorocit, i-am pecetluit viitorul și așa mai departe. Nu cred că trebuie să fim în situația aia, pentru că Dumnezeu poate să compenseze și să răscumpere falimentele noastre. Și chiar și noi, câtă vreme
copiii sunt în casa noastră sau chiar dacă au plecat din casa noastră, putem să avem o discuție cu ei în care, și cred că asta poate să fie vindecătoare și pentru ei, în care să ne recunoaștem falimentele și să ne cerem iertare lor și lui Dumnezeu. Și putem să trăim și noi liberi și copiii noștri. Deci, cu siguranță, și eu mă uit în viața mea și am făcut foarte multe greșeli în abordarea relației cu fetele mele, dar șansa mea este, câtă vreme trăiesc eu și fetele mele, să conștientizez sau să fiu ajutată să conștientizez greșelile și să îmi cer iertare. Mulțumim tare mult pentru cuvintele voastre. Așadar, vedem că regulile creează un perimetru în care să putem să ne dezvoltăm noi și copiii noștri ca persoane mature, echilibrate și nu neapărat cât să ne îngrădească și să ne strivească, ci mai mult ca să ne dea o direcție corectă în viață. Mulțumim că ați fost alături de noi. Pe curând!